Doi, manevra aceea de redenumire a grupelor de muncă a fost o manevră subterană. De ce? Redenumindu-se și nepăstrându-se și, cum să spun, referirea la vechile grupa 1, grupa 2, s-au încurcat cumva treburile. În primul rând au fost amânate, confundate măsurile care trebuie luate și, în final, foarte mulți care, conform evaluării condițiilor de muncă, se încadrau în grupele 1 și 2, ba n-au mai fost încadrați în nicio grupă, ba au fost din grupa 1 în grupa 2, dar a dispărut o grupă, 0, care este cea mai afectată. E, sigur, pentru ea ulterior s-au inventat niște alte vorbe. Nu înțeleg de ce trebuie neapărat tot timpul noi să schimbăm ceva ca să stricăm ceva. Eu observ un lucru, că unchiul nostru național, Ile Caragiale, care ne-a știut foarte bine și ne-a definit foarte bine, el a definit distrugătorul național. Este liber schimbistul care știe din toate câte nimic. Și pe aceștia am ridicat acolo unde trebuie, ca să schimbe tot, să strice tot și pe urmă să ne explice nouă că ne e mai bine. Dar noi suntem un fel de tâmpiți că nu pricepem. Uh-huh. Dar nouă ne e foarte bine. Ne e foarte bine. Am desființat 5 fonduri de pensii, fonduri sociale, de care nu s-au atins nici regii, nici comuniștii, nici legionarii, nici marțienii, nici nimeni. S-au atins liberschimbiștii noștri, care ne explică că era mult mai bine să trecem la un sistem păgubos, Bismarck, în care dumneavoastră generațiile care munciți acum să fiți puși să faceți de la zero alte fonduri cu titlul de fonduri private neprotejate cum trebuie și să ne plătiți nouă pensii când noi vă dădeam vouă o moștenire imensă. Două fonduri aveau peste 200 de ani vechime. Ori gândiți-vă să reinvestești un leu 200 de ani, ajungi la o sumă mare, dar nu era vorba de un leu. Deci sunt niște hoții mascate, justificate, și acum încep să dea din numer că n-au bani, că nu pot, că să vedeți. Dar noi ne-am plătit pensiile nouă, nu trebuie să ni se servească lucrurile astea. Pentru că dacă noi le înghițim acum, le veți înghiți voi mult mai ușor. Deci gândiți-vă că vă plătiți din greu pensii. Și pentru un moment în care nici nu vă vor mai angaja și nici nu veți mai avea forță să munciți, că la un moment dat se termină și cu energia asta, nu? Și când ai să vezi că abia te miști prin casă de colo-colo și ție ți se cere ba să faci economii când tu nici nu te ajungi de la o lună la alta, ba că ești inutil, ba că ce mai vrei, ce pretenții absurde ai, este și umilință, este și bagiocură, este tot ce vreți dumneavoastră, dar nu, numai normal nu e. Și noi trebuie să... Uitați-vă că ne-am obișnuit să zicem să se fure, dar să nu se fure atât. Domnule, hoțul fură când pune mâna să fure, nu e cu limită. El fură și gata. Eu zic să nu se fure și să fie pedepsiți. Ori sunt structuri socioprofesionale care pretind să fie plătite mai mult ca să nu fie corupte. Eu zic că să fie pedepsite. Că hoția nu se poate plăti să nu existe și nici pe criminal n-ai să-l plătești să nu mai facă crime. El o să facă, dar mai bine îl pedepsești. Că degeaba îl plătești. Și avem aici un avocat care, zic eu că nu mă poate contrazice. Ați văzut dumneavoastră un hoț care poate fi plătit să nu mai fure? Păi, vedeți, această... sunt niște suplimente, să zicem așa, niște stimulente, unii le spun, unde dacă strângi, colectezi, atunci e stimulat, nu? Ca să colectezi, să strângi cât mai mult de la poporul de rând și ți se va da și ție peste salariu. Să știți că oamenii nu prea trăiesc așa de mult din salarii, mă refer la cei funcționari publici, ci mai mult din stimulente, sporuri și ore suplimentare. O să vă uitați în anumite ministere, începând cu Ministerul de Interne, Afaceri Interne și alte ministere și ale armate și așa mai departe, din sporul trăiesc, pentru că aceste salarii ajung să fie de 2-3 ori mai mult salariul respectiv. Dar nu la toate structurile. Și chiar vorbeam, chiar vorbeam acum de niște cazuri mai deosebite și spuneau, domne, zice, n-ai făcut nimic, că omul a fost pedepsit și nu mai este în stradă, era vorba de un polițist, este la birou. Și erau foarte, faptul că este la birou și nu mai e în stradă și nu mai are spor de ore suplimentare este terminat. Că ia, 30 de milioane în loc să ia 70. Ah, domne, așa e, nu mi-am dat seama. Ai văzut de ce l-a pedepsit la birou? Deci aici este, lumea din asta trăiește. Și o să vină generațiile
decrețeilor, anilor 67-69, să deci, vedeți atunci câți pensionari vor fi. Și mă întreb de unde. Generațiile alea s-au subțiat, vă spun. Mulți sunt plecați. Nu. Foarte mulți au plecat. Foarte, foarte mulți au plecat. Și o parte sunt din ei, să știți că, adică foarte mulți n-au apucat nici să mai ia pensie. Eu am o statistică care mă sperie. Sunt 50 de ani, nu sunt așa bătrân să spun că n-au deja, apucat să ia pensie. Se spune că în pensie îți bagă ceva. Da, 60% sunt plecați. Bun, punctul de pensie ajunge la 1785 de lei în anul 2023, acum, iar pensia da, minimă va atinge 1125 de lei, coșul minim fiind de 3000 de lei. 3200. 3200. Bătrânii din țara noastră o duc tot mai greu din cauza scumpirilor, iar care continuă și în acest an. Numai plata facturilor și mâncarea depășesc pensiile lor, iar la aceste cheltuieli se mai adaugă și medicamentele. În luna decembrie am avut o inflație de 16,4%, fiind cea mai scumpă lună din ultimii 20 de ani, iar oamenii au ajuns să trăiască de pe o zi pe alta. Vor mai reuși oamenii să supraviețuiască din luna februarie? Doamne, e foarte greu. Eu primesc niște mesaje. Cred că am să cad în depresie. Eu care credeam că nu o să pățesc chestia asta niciodată. Sunt o persoană relativ echilibrată. Dar deja mă simt eu afectată. Sunt oameni în toată firea. Deci oameni cu personalitate, cu care au muncit din greu poate și care îmi plâng în telefon. Cum să-i calmezi? Cum să-i liniștești? Ce soluție să le dai? Că n-ai oameni care, cărora nu li s-au mai găsit documente și au niște pensii de mizerie. Nu se poate după 40 și 50 de ani de muncă tu să nu ai coșul minim. Asta este mai mult decât batjocură. Gândiți-vă că de ce mă scandalizează? Salariul minim e sub coșul minim și noi impozităm sărăcia. Cum e posibil? Vorbeam, apropo de partea asta de pensii, au muncit, spuneați, 40 de ani. Și 50. Dar Dar contează. Dacă s-au bucurat, că nu au plătit și nu au avut niciun până aport. Până în 96 n-a existat așa ceva. Sunt persoane care nu au contribuit. După 96. Și, după 96. Până 96 nu. Sunt care au ieșit la pensie și se plâng că au pensii foarte mici, dar ei nu au contribuit și au câștigat foarte mici. Haideți să vă spun care butonul din lege. Vă dau eu butonul din lege. Se spune acolo că acolo unde nu se găsesc salariile și se demonstrează că a fost angajat, se va valorifica în calcule. Nu. Păi au fost arhive dispărute de la societăți. Nu vă faceți că nu înțelege. Eu nu vorbesc de oameni care au muncit, au contribuit și a surclasat conform claselor de salarizare, de muncă și nu le-a Nu au găsit salarii. Da, nu care nu au găsit. Salariile. Se utilizează salariul minim pe economie din momentul ăla. Când exista o lege organică care a fost respectată exact până în 96, vă spun sigur, și se poate face reconstituire de drepturi salariale. Ori se ocolește asta și se obțin niște pensii de mizerie. Cine însă n-a contribuit, sunt structuri socioprofesionale, sunt de exemplu zidari care au lucrat la negru și n-au plătit din chef, foarte adevărat. Chiar lucrau cu contract de colaborare, am spus artiștii nici nu. Foarte mulți. Da, aia cu contract de colaborare. Chiar mari actori ai noștri. Nu, la contracte de colaborare, să fiți atenți, un pericol foarte mare. Sunt foarte mulți care încheie contracte, nu cunosc, nu citesc bine, nu înțeleg ce condiții sunt acolo și angajatorul lui nu-i achită, n-are obligație să-i achite impozit și contribuție. Și se trezește singur, tras de mânecă de fisc după aproape 3 ani încât să-i ceară cumulul de datorii, care este foarte mare. Deci aici sunt niște chestii de care legiuitorul trebuie să țină cont. Trebuie să ai, să consulți o persoană care cunoaște, să te informezi, pentru că majoritatea instituțiilor statului și-au făcut răspund la telefon și îndrumă clienții, sunt servicii speciale, au un avocat, au un jurist. Deci nu poți așa să nu faci nimic, că eu sunt Mafalda, știu de toate, semnez ce mi se bagă sumă. Dar nici nu citesc. Dacă nu știi să citești sau nu vezi, spui ochelarii, că de obicei scriu foarte mic. Și de ce sindicatele nu asigură serviciul ăsta? Și vezi să citești și ai și ochelarii și nu înțelegi, apelezi la un jurist. Păi nu putem așa trăi ca, domne, am semnat, dar nu știu ce. De-aia o duc greu. Păi, nu, trebuie un pic și
tu ca individ trebuie să te aperi și să știi să-ți... Nu mai știu unde să te aperi. Tu ca individ ești nu, produsul unei societăți și în care așa vin toți să mă plâng de milă, plângeți-mi toți de milă, dar eu nu mă uit când semnez, nu mă uit la bancă, nu mă uit la...